Iată-ne, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii În fotoliul cu Gimp. Invitatul nostru de astăzi este tânărul domn Andrei Remus, președintele USR Hatzeg. Tinerețea și dorința de schimbare este tema emisiunii noastre de astăzi. Domnul Andrei ne-a spus deja că este și candidatul USR pentru funcția de primar a orașului Hatzeg. Domnule Remus, înainte de publicitate, începuserăm să vorbim despre ceea ce nu merge bine sau nu este bine în orașul Hatzeg. Mi-a spus despre parcări, dar n-ați apucat să-mi detaliați foarte tare lucrul ăsta. Ce-i cu parcările în orașul Hatzeg? Este o problemă în Hatzeg cu parcările. Se parchează haotic, în opinia mea, și consider că administrația publică ar putea să ia niște măsuri în sensul ăsta. Ce măsuri? Gen să dea niște avertismente la cei care nu respectă regulile. Pentru început, avertismente consider că e cel mai bine, că așa putem să educăm cetățenii în sensul ăsta. Credeți noastră că avertismentele astea sunt suficiente? Adică pe românul doare, domne, că nu-l arzi la buzunar, nu, dacă îi spui, vezi că nu-i frumos ce faci. Pentru început, avertismente și dacă persistă, se pot aplica și amenzi. Deci, hațăganul om cu bun simț pricepe, dacă îi atrage atenția frumos, asta vreți să-mi spuneți? Exact, da. Da? Îmi place să cred asta. Doar credeți sau sunteți convins? Că sunt convins. Bun. Așa, și parcările astea, da, unde anume vă referiți? În zona blocurilor, în centrul mai ales în centrul orașului este o mare problemă cu parcările și ne gândim la niște parcări la intrările în oraș, supraetajate, eventual, pentru a mai degaja de pe centru. Dar cine parchează în centrul orașului? Oamenii din Hatzeg sau oamenii care tranzitează orașul sau vin în oraș ca să-și facă cumpărăturile? Cred că și oameni din Hatzeg și oameni din țara Hatzegului și turiști. Turiștii nu cred că parchează în centrul ei. De regulă, în preajma teraselor am văzut parcării. Exact. Acolo e cea mai mare problemă. Da, s-a obișnuit omul, coboară din bloc și se duce cu mașina la terasă să-și bea cafea. Da. Bun. Altceva, în afară de parcări, ce ar mai fi prin Hatzeg care nu merge bine din punctul nostru de vedere și ar trebui schimbat? Estetica orașului lasă de dorit. De exemplu, parcul central cred și consider că trebuie reamenajat parcul și întreținut central, mult mai bine. Noastră aveți două parcuri acolo, mari și late. Parcul central și parcul copiilor. Deci parcul central și parcul copiilor. De ce eu zice la parcul central? Nu știu, mai este și parcul secundar. Nu știu de ce zice așa. Deci parcul central, ce-i cu el? Parcul central consider că trebuie reamenajat și întreținut mult mai bine. Trebuie schimbat mobilierul urban și reamenajat de spațiile verzi. Iar tocmai am văzut că acum, înainte de alegeri, se modernizează parcul copiilor. Uh-huh. Păi și ce e rău în asta? Este foarte bine, dar na, tocmai acum, în prag de alegeri, îmi pun un semn de întrebare. Păi acolo au avut bani. Da, dar se putea face și mai repede. Eu consider că se putea face și mai repede. Deci arăta deplorabil parcul copiilor. Cred că era un pericol pentru copiii care mergeau acolo să-și petreacă timpul. Mergeau destul de mulți. Da, dar era un pericol pentru ei, consider. Era un pericol pentru copii, dar un deliciu pentru cuplurile de adolescenți care își petreceau serile în ea. Da. Nu? Da. Bun, infracționalitatea, cum e în Hatzeg, domnule Remus? Sunt foarte multe furturi. Din locuințe? De locuințe, din mașini, deci este o problemă care a luat amploare în Hatzeg și este foarte deci trist. Deci dacă vine în Hatzeg să nu lași mașina descuiată? Cel puțin noaptea nu se știe. Am prieten care a pățit, a fost spartă locuința, la alt prieten a fost furat din mașină, noaptea. Deci este o problemă foarte mare. Dar ce se fură? Bunuri din astea? Frigidare, televizoare? La prietenul meu ce a avut furt din mașină, i-au furat toate sculele cu care muncea. Deci lucra în domeniul... Da, lucra în domeniul construcțiilor. Era cineva care a știut că omul are scule în mașină. Cred că da și eu. Bun, o să vă rog să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră în momentul de față politica hatzăgană. Dumneavoastră, cei de la USR
sunteți destul de vehemenți în anumite privințe și aveți așa talentul de a sancționa anumite lucruri. Și atunci, cum vedeți noastră felul de a face politică la Hațeg până acum? Sunt foarte multe înțelegeri pe sumasă la ora actuală la Hațeg. Sau, de unde știți? Păi se vede după cum se poziționează partidele politice. Ia, yeah, hai am să discutăm despre asta, că mie asta îmi place să vorbim. De exemplu, la candidatul PNL se pare că este susținut și de PMP și de Plus. Păi și? Mi se pare cel puțin ciudat că n-au încercat să iese și ei cu câte un candidat. La cine vă referiți? La PMP? La PMP și la Plus. Păi și de ce ar fi ciudat? Și pentru că, în opinia mea... Păi e oameni competenți, zic cei de la PMP. O să avem o emisiune și cu cei de la PMP. Păi și de ce nu promovează atunci un om competent din rândul lor? Păi nu știu, întrebați pe ei de ce mă întrebați pe mine. E un bun întrebare asta. Dar n-ați discutat, n-ați lansat n-am avut nicio întâlnire, că USR-ul... Și atunci, noastră, ca președinte de partid, de ce credeți că nu își promovează, de exemplu, alte formațiuni politice, candidat la funcția de primar? Care ar fi motivul sau scopul? Păi au făcut alianțe tăcite. Păi unele chiar pe față. Sau unele chiar pe față. Așa, din care ce ar putea obține? Hai să vedem, trebuie să vă hârșiți și noastră în politică. Alianță, când faci alianță, obții ceva. Noastră USR-ul, de exemplu, vă spun o chestie. Noastră USR-ul ați făcut alianță cu PNL-ul la nivel județean, dar de fapt un protocol exact. Prin care îl susțineți pe candidat, dar președinta noastră de la județ va fi vicepreședinte la Consiliul Județean. Deci ați obținut ceva în schimb, ca să zic așa, pentru susținerea. Exact, noi am făcut asta. Noi am făcut asta pentru a ne promova proiectele la nivel județean. Este foarte important să faci parte dintr-o majoritate ca să poți să îți promovezi proiectele inițiate. Am înțeles. Și atunci la Hațeg, care ar fi miza acestor alianțe între partidele pe care dumneavoastră le amintați? Este lupta pentru putere, părerea mea. Este lupta pentru putere. Păi ce câștigă PMP-ul? Viceprimar, administrator public, ce câștigă? Una PMP-ul? Dintre ele, cred că... Asta vă referați exact, când spun exact. Că fac alianțele pe sumasă. Exact, da. Și plusul? Una dintre ele. Unul primește poate viceprimar și celălalt poate city manager. Sau dumneavoastră aveți plus acolo la Hațe, că eu știu 3-4 oameni care fac parte din... Este o filială. Câți membri aveți? La plus nu știu. Păi nu erați în alianță cu nu, ei? Suntem în alianță, dar nu știu câți membri acum au. Acum aproximativ, n-ați fost curios așa, câți membri au? Au 10 membri măcar. Cred că au cam în jurul la 10 membri. Și ăștia vor să 10 membri, gata. Se pare că da. Mă rog, despre asta o să discutăm într-o emisiune care se va vrea o analiză a politicii, cel puțin la nivel județean și care mă privește strict pe mine. Cum porniți, domnule Rămus, în bătălia asta electorală? Că va fi o bătălie acolo la dumneavoastră, la Hațeg, nu cu pumni și picioare, va fi o bătălie electorală destul de încrâncenată, zic eu, cu orgolii, cu tot felul de lucruri. Noastră cum porniți? Că mai sunt câteva zile. Este o bătălie foarte strânsă la Hațeg, consider, și pornesc foarte optimist în această luptă și cred că hațeganii s-au săturat și vor merge pentru schimbarea radicală a administrației publice locale. S-au săturat de ce, domnul Rău? S-au săturat sau să mănânce? Sau de ce s-au săturat de promisiuni de șarte și de să fie mințiți din 4 în 4 ani de către candidații la primărie și aleșii din cadrul primăriei. Bun. Și ce credeți că se va întâmpla? Cine va câștiga la Hațeg? Eu cred că voi câștiga eu. Sunt foarte optimist. Sunt foarte pozitiv, deoarece am luat feedback-ul oamenilor, am fost în stradă și reacțiile lor sunt foarte bune. Și pe asta mă bazez. Ce vă spun oamenii? Oamenii ne spun că s-au săturat și că vor merge pe un tânăr. Cred că doar un tânăr poate să schimbe cu adevărat fața orașului. Păi tânărie și domnul Pușcaș, tânărie și domnul Crai.
Da, dar ei au un trecut mai controversat. Ce trecut are domnul Pușcaș? E fost directorul ăsta, zi, cum se numește, șef de agenție la bancă sau cum e director la bancă. Consider că putea să... Ce vă referiți la faptul că a fost și la noastră la USR și la ALDE? Exact, într-un an de zile a schimbat trei partide. Păi și ce înseamnă asta din... Păi nu știu, văd o doză de oportunism în treaba asta. Adică ați încercat să-mi spuneți mie acum că domnul Pușcaș e oportunist. Oportunist ce? Să ajungă primarul orașului? Exact, exact. Face orice compromis ca să ajungă primar. Văd că schimbă partide. Păi cum... că a ajuns de la USR la PNL cu care și-a trecut, și-a trecut și prin ALDE. Da. Mă rog, e treaba omului. Asta judecă electoratul. Corect, corect. Își asumă. De contra candidatul nostru, Sorin Crai, ce ziceți? De la PSD. Ce să spun despre domnul Crai? Este susținut de... E viabilă? Nu consider că e o... Nu sunteți cu... Pe, cum e? PSD? Ciuma roșie? Ce mai ziceți? Exact, nu suntem contra PSD și candidaților PSD. Nu susținem sub nicio formă trecutul lui în PSD și promovarea lui pe anumite funcții de către partid denotă faptul că a fost oarecum are o doză de oportunism și el în... Omul a fost desemnat până la urmă. A fost un sondaj intern acolo la PSD. Aia data, eu mă refer la trecutul lui profesional. Păi ce are trecutul lui profesional? Păi că a fost numit politic, director și așa mai departe. Noi o să vrem să schimbăm felul ăsta de politică, vrem să fie oamenii promovați pe meritocrație și asta nu s-a întâmplat până acum în România și va fi ceva nou și va îmbunătăți foarte mult din punctul dumneavoastră de vedere. Așa, de domnul Timiș ce ziceți? Alt contracandidat. De domnul Timiș cred că consider că i-a fost de ajuns două mandate și ar trebui să facă un pas în spate. Ce avea de demonstrat putea să demonstreze în cele două mandate. Păi v-a cam demonstrat acolo la Hatzeg, în două mandate câte ceva. În opinia mea putea să se facă mult mai multe. A declarat domnul Timiș că datorită lui nu s-a închis spitalul în 2012. Știați lucrul ăsta? Nu știam lucrul ăsta. Nu cunosc amănuntele astea. E bine că e un spital în orașul Hatzeg. Este nevoie de un spital în orașul Hatzeg, absolut. Bun. Credeți că veți reuși să mai aduceți noi membri în partid? Cam cât sunteți în momentul de față? Suntem 35 de membri la ora actuală cu adeziune, cu adeziune, cu membri tot, și așa exact, mai departe. Dacă simpatizanți? Simpatizanți sunt mult mai mulți. Dar n-am contorizat exact câți sunt. Domnule Andrei, eu am văzut că dumneavoastră acolo la USR, la Hatzeg, încercați să faceți tot felul de acțiuni din astea civice. Faceți câte o acțiune de curățenie. Exact. Adunați gunoaiele după nu știu cine. De ce faceți lucrurile astea? Vrem să dăm puterea exemplului. Oamenii să vadă că implicându-ne noi, creăm, îi facem și pe alții să se implice. Puterea exemplului. Păi și funcționează? Funcționează, că de cât am văzut că mai sunt și alții care încep să ne ia exemplu. Adică să adună după alții. Exact. Păi nu știu dacă ar trebui să vă iei exemplu ăsta de a aduna după alții. Vă dau o chestie care am văzut-o de curând pe Facebook, nu știu dacă dumneavoastră ați mai organizat acțiuni pe acolo. Barajul de la Stămăriorile, unde dacă te duci seara... nu știi ce e acolo, e parcarea de mașini, e nu știu ce, și dacă te duci dimineața găsești o mizerie pe marginea apei de nedescris. Este dezastru acolo, da. Din punctul ăsta de vedere este dezastru. Trebuie găsit o soluție în zona aia acolo. Păi care ar fi soluția? Că vedeți, dumneavoastră sunteți reprezentantul tinerilor. Și e normal să fie așa. Dar acolo se duc tineri, nu se duc ăștia de 5 de ani să-i arate la una de 14, uite luna, uite carul. Trebuie amplasate niște coșuri de gunoi în zona. Da, povești, domnul. Credeți că se duce ăla, mai face 5 metri cu diva în brațe, să arunce sticla de bere sau sămânța? Da, eu consider că dacă ar fi niște coșuri de gunoi acolo, nu ar mai arăta în halul ăla. Deci ar fi o îmbunătățire în sensul curățeniei. Dar și dacă e permisă staționarea acolo, dar mă rog, asta e altă poveste.
Știu că e drum de serviciu, dacă nu mă înțeleg, și ține de hidroelectrică. Da. Dar mă rog, știu și că barajul este un obiectiv de o anumită importanță și nu știu dacă acolo, teoretic, au voie să staționeze mașini în număr atât de mare. Dar mă rog, aici e treaba poliției sau altor organisme. V-am întrebat cine credeți că va câștiga la Hatzeg, mi-a spus că dumneavoastră, și vreau să vă întreb încă un lucru. Cei din Hatzeg vă știu ca un tânăr bătăios, cu ghilimele de rigoare, nu bătăios în pumni. Un tânăr care se implică, vrea să facă lucruri, uneori ușor emotiv, dar și un tânăr care a ținut și a dorit foarte mult să candideze la fotoliu de primar. Ați avut și noastră meciurile dumneavoastră acolo, la USR, cu Plus, cu alții, cu, nu? Da. Poate tocmai de aceea cei de la USR Hatzeg se duc pe liste separate, pentru că dumneavoastră nu ați vrut să cedați într-un anume fel nicio bucățică de teren. Nu este adevărat. Deci am mers separat datorită faptului că cei de la Plus, după cum am mai spus, nu au respectat înțelegerea județeană de la nivel de județ și au pus niște condiții imposibil de acceptat de filiala USR Hatzeg. Păi da, bun, dar filiala USR Hatzeg, la un moment dat, înțelesesem că candidatul acestei alianțe USR Plus ar fi fost altcineva decât dumneavoastră. Corect, e corect. Era altcineva. Candidatul inițial agreat la nivel județean era, nu eram eu. Agreat la nivel de județean de către cine? De către partidul dumneavoastră sau de către Plus? De către USR Plus. De către ambele partide. De către birourile județeane reunite. Păi și cum ați schimbat chestia asta? Cum ați reușit? N-au mai fost de acord cei de la Plus cu acest deal. Și au pus alte condiții care au fost imposibil de acceptat. A, de ce? Cu condiții? Cu din astea? Au vrut să modifice lista de consilieri și nu am acceptat să mai... Am înțeles. E vorba și de o ambiție de-a dumneavoastră cumva? Că zic unica, e vorba de o ambiție personală. Nu este vorba despre ambiție personală. Am ales să mă implic pentru că îmi pasă, candidez pentru că îmi pasă de Hatzeg și cred că pot să aduc o schimbare reală în administrația publică din Hatzeg. Înainte de a lua această decizie, m-am consultat cu membrii USR Hatzeg, cu prieteni, cu cetățeni și toată lumea m-a îndemnat să merg spre această direcție, să candidez la primăria orașului Hatzeg. Am înțeles. Domnule Remus, iată, ne ajungi pe final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență. O să vă mai invit și în campania electorală ca să ne spuneți atunci ce doriți să faceți, că acum nu putem, că nu e încă momentul. V-am chemat să vă cunoaștem, să vă auzim. Mie mi-a făcut plăcere. Și mie și vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație și vreau să le adresez hațeganilor un mesaj. Să nu fie electoral. Sunt reprezentantul noii generații. Am ales să mă implic pentru că îmi pasă și la alegerile din 27 septembrie... Atenție ce spuneți! Doar prin vot putem să trimitem vechea clasă politică acasă. Asta n-a fost campania electorală. Bun. Mulțumesc și eu pentru prezența în studio, vă mai aștept și altă dată și vă doresc succes. Mulțumesc cu mare drag. Gata, ne-am mulțumit unul altuia. Vă mulțumesc și noastră, în primul rând, stimați spectatori, pentru atenția și răbdarea acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune.